Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi voi prepara un desert fără coacere și anume cheesecake cu fructe de pădure. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Un amestec de fructe de pădure, cumpărat de la Lidl, circa 400 de grame, 500 de grame de brânză mascarpone, 200 de grame de unt la temperatura camerei, 5 pliculețe de zahăr vanilat Dr. Oetker, 100 de grame de zahăr tos, 5 pachetele de biscuiți digestivi cu ovăz, un pachetel are 82 de grame, un pliculeț cu gelatină fină și 100 de ml de apă rece pentru dizolvarea gelatinei și o esență de vanilie, opțional. Vom mai avea nevoie de o tavă cu diametru de 26 de cm, de un mixer și de un tocător de biscuiți. Biscuițe se pot da și pe răzătoare pentru mărunțire. Pentru început vom mărunți biscuiții cu ajutorul aparatului și vom amesteca cu untul lăsat la temperatura camerei pentru a forma baza prăjiturii. Separat, într-un bol micuț, vom pune la dizolvat gelatina în 100 de ml de apă și o vom lăsa să-și dubleze volumul. Separat vom amesteca 500 de grame de brânză mascarpone cu 100 de grame de zahăr tos și 4 pliculețe cu zahăr vanilat. Le vom mixa până când se va topi zahărul, aproximativ 3 minute, iar dacă doriți ca stratul de brânză să fie mai închegat, puteți adăuga un plic de gelatină topită în 50 de ml de apă rece. Eu nu am folosit, fiindcă brânza mascarpone în contact cu aerul rece din frigider devine destul de compactă. Pentru ornarea acestui desert am folosit 400 de grame amestec congelat din fructe de pădure, pe care îl găsiți la Lidl. Le-am lăsat într-o sită la dezghețat, la decongelat. Le-am amestecat cu plicul de gelatină, care a fost ținut în apă rece. Iar după ornare, vom da prăjitura noastră la rece minimum 2-3 ore, după care o putem servi cu mare drag. Este un desert foarte ușor de realizat, pe placul tuturor, cu savoare datorită acestor fructe de pădure. Vi-l recomand cu mare drag. Poftă bună, dragii mei!